adresat și ne pregătim pentru ziua de luni, luni împreună cu primul ministru al României, cu domnul președinte Kelemen Kunor. După ședința de coaliție vom avea o conferință de presă unde vom prezenta întregul pachet sprijin pentru România, un pachet atât social cât și economic, așteptat de către români și de către mediul de afaceri, dar în principal foarte necesar pentru această perioadă prin care trece și România împreună cu întreaga Europa. Sunt ferm convins și dacă ne uităm la istorie, fitilul dictatorilor este de obicei unul scurt, la fel de scurt va fi și al domnului Putin. După finalizarea, după ce se va sfârși acest război din Ucraina, pentru a nu se crea un precedent cum își dorește Putin, Ucraina va intra într-o perioadă de reconstrucție, iar România trebuie să-și asume această reconstrucție fiind un lider regional, iar în România trebuie să existe hub-ul atât american cât și european privind reconstrucția Ucrainei. Tot luni voi avea o întâlnire și cu înalți reprezentanți ai congresmeni din Parlamentul Statelor Unite și cu ministrul german Roth și nu în ultimul rând cu lidera socialiștilor europeni din Parlamentul European. Stăm la dispoziție cu orice întrebare și eu și domnul ministru. Vorbeați și zilele trecute despre o inevitabilă criză economică, vedem din cauza războiului. Întrebarea este care vor fi măsurile sau dacă statul este pregătit pentru această criză și dacă din pachetul de măsuri pe care urmează să-l prezentați luni vor fi și măsuri pe partea de IMM-uri, de exemplu, pentru că vedem foarte multe măsuri sociale, vouchere, ajutoare pentru transportatori, dar pe partea de IMM-uri de care să ajute cu adevărat economia, care sunt acestea? E un pachet în jur de 17,3 miliarde. Vreau să vă spun că de data aceasta, pe partea economică, sunt prinse măsuri și bugetate mai mult decât măsurile sociale. Dacă s-a găsit o deschidere și la Comisarii Europeni pentru măsurile sociale, aproape 7,2 miliarde, să fie prinse din fonduri europene din exercițiul financiar 2016-2020, care oricum ar fi mai avut o perioadă scurtă de implementare. Măsurile economice sunt preponderente în acest pachet și sunt anumite măsuri care au efect imediat și anumite pentru prima oară. Un guvern vine cu măsuri să prevină anumite efecte ale crizei din energie sau ale războiului. Eu nu am vorbit niciodată de o iminentă criză economică. Criza economică devine iminentă în momentul în care state mult mai dezvoltate decât România, de exemplu Germania, intră într-o recesiune și intră. Cu adevărat, România anul acesta nu va mai avea o creștere economică cum o gândisem cu peste 4%, părerea mea că să ne vom încadra cu o creștere economică de 2,2-2,4, estimată în acest moment. În funcție de cât de eficient este guvernul și cât de repede se implementează aceste măsuri, s-ar putea să maximizăm aceste lucruri și să depășim aceste previziuni, până la urmă, economice, pe care le fac de obicei organismele internaționale. Dar concret, care sunt aceste măsuri pe partea economică? Pentru că probabil nu vorbim despre vouchere. Sunt
ferm convins că luni, împreună cu primul ministru și cu domnul Kelemen Kunor, le vom detalia. Repet, este pentru prima oară când se vine și cu măsuri preventiv în viziunea guvernului. Dacă am fi avut aceeași abordare și cu prețul la energie, sunt ferm convins că astăzi am fi fost mai lejeri și mai optimiști. Aș vrea să vă întreb despre domnule Budăi, pentru că dumneavoastră ați mai vorbit și la Bruxelles despre acești bani care ar urma să ne vină din acel mecanism pe care teoretic ar trebui să termine în 2020 și cu prelungire până în 2023. Sunt bani pe care România n-a reușit să investească. Practic, dacă am fi investit banii ăia, acum am fi avut proiecte în țara noastră. Cine a fost România din 2016? Pentru că au fost toate partidele la guvernare până în momentul de față să termine toți banii din mecanismul respectiv. Este o întrebare la care nu aș fi vrut să vă răspund neapărat, dar așa, sincer, cum știți, și nu e aruncatul vinei, să știți. Discutăm pe cifre. Știți că în anul 2016 nu s-a autorizat nici o autoritate de management. Știm ce guvern eram atunci. Era atunci un ministru al fondurilor europene care nici acum n-a făcut niciun pas pentru a acredita autoritățile de management pe exercițiul financiar multianual următor. Asta ne-a făcut și uitați-vă în tot ceea ce înseamnă Comisia Europeană ca să acreditez, după ce răspuns solicitărilor de calificări a Comisiei Europene, durează în medie 12-18 luni. Asta ne-a făcut să pierdem 2017 integral și abia din 2018 să lucrăm. Și uitați-vă la cifre. Și uitați-vă la cifrele 2018-2019 și după aia ne uităm 2020-2021. Cu siguranță trebuie să pornim motoarele și cu siguranță, și aici domnul președinte a vorbit de coaliție. Eu sunt și am spus și am ajuns cu tineretul social-democrat la o concluzie extrem de importantă. Cine suntem noi PSD? Noi PSD suntem ceea ce scrie acolo. Sprijin pentru România. Și asta o dovedesc faptele noastre de fiecare dată când am fost la guvernare. Parcă erau când am fost, când, înainte de a pleca de la guvernare, de a veni guvernul Orban, parcă am avut 4,7 miliarde în anul respectiv. Până a venit domnul Orban, au fost vreo 2,2 miliarde și pe urmă a venit un celebru ministru la MIP, la fonduri europene, care a avut parcă 0,2. Da, din s-a câte... depășit pe față de cu adevărat, suntem sub media europeană, ne situăm la 53%, media europeană fiind de 64%. Mă bucur că am găsit deschiderea la comisarii europeni și la domnul Gentiloni și la domnul Schmidt ca să mutăm, să nu pierdem aceste granturi, fiindcă noi am fost foarte atrași să vedem cum facem împrumuturi, dar am uitat de granturile, din urmă, vreo 14,3 miliarde. Există o supracontractare, dar ne-a atras atenția și Comisia că nu mai este timp de implementare pentru absorpția respectivă. Am avut, eu personal, cu domnul comisar Gentiloni, în discuția posibil pe anumite investiții punctuale pe infrastructură mare să putem primi de la Comisie o extensie sau putem să avem timp să o implementăm. Și o ultimă întrebare. Vedem că România este pentru a doua lună consecutiv cu o datorie publică peste 50% din PIB. Este și normal. Cum vedeți? Când am preluat această guvernare aveam 49,8%. Și tot atrăgeam atenție. Existând deficitul bugetar, trebuie să facem împrumuturi ca să-l acoperi deficitul. De aceea este deficit bugetar. Ideea este ce facem de acum încolo. Știam că suntem în situația aceasta. Nu suntem singurul stat european. Există țări mai dezvoltate. Mi se pare și Italia, și Spania, și Portugalia. Portugalia a avut și 145%. Problema este că depășirea datoriei publice în aceste țări a fost preponderent pentru investiții și încercăm să direcționăm același lucru. Are legătură și cu împrumutul care a venit din PNRR, pentru că știm că primii bani au venit pe partea împrumutului. Automat.
automat au venit cele două tranșe și atunci automat a crescut datoria publică. Bună ziua, domnule Ciolacu, Luca Bârca, Antena 3. Aș vrea să citez din declarația vicepremierului Kelemen Hunor, spune așa: trecem printr-o perioadă grea, trebuie să spunem franc, urmează o criză economică. În primul rând vă întreb dacă sunteți sau nu de acord cu această afirmație. Trecem printr-o perioadă complicată. Întotdeauna am fost obișnuiți cu o singură criză. Acum avem și pandemia, și criza energetică, și criza economică, și război. Deci sunt multe crize. Domnul Kelemen Hunor a spus corect ce gândește și cred că și din prisma, fiindcă este vicepremier. Și atunci și domnia sa, și eu, și primul ministru, toți cei care formăm coaliția, ne dorim un guvern eficient. Normal să tragem un semnal de alarmă, fiindcă, la fel ca și la pandemie, această perioadă nu poate fi depășită decât printr-un efort comun. Și cred că puterea exemplului o să conteze cel mai mult în perioada următoare. De aceea vă întreb cum avem de gând să depășim criza economică pe care, iată, ne spune și vicepremierul că o așteptăm, mai ales în cele mai importante două domenii, alimentar și energetic. Luni vom veni cu acest plan Sprijin pentru România, unde un capitol important și țintuit va fi zona de agricultură, industria alimentară și procesarea produselor românești pe teritoriul României, cu scheme de ajutor de stat. Ne puteți da câteva detalii sumative? Sunt ferm convins că nu ne vom aprofunda fiecare măsură în parte. Și de asemenea aș vrea să vă mai întreb atât pe dumneavoastră cât și pe domnul Budăi dacă ne puteți da câteva detalii despre cât costă coșul dumneavoastră de cumpărături în această perioadă și poate ne puteți spune și cât este un litru de ulei. Cred că și da, cred că și la Radu, de obicei cam ce cumpăram cu 35 de lei, acum te încadrez la 50 de lei. Hai, da, uleiul a depășit 10 lei, este chiar 11-12 lei. Obișnuiesc să merg cu soția mea în fiecare sâmbătă sau duminică când sunt la Botoșani la cumpărături. Din păcate, ce cumpăram cu 200 de lei, cumpărăm acum cam cu 300-350 de lei. De asta și ceea ce am spus mai devreme, Sprijin pentru România, o mare parte din aceste măsuri, discutând cu președintele partidului, le ducem la coaliție pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili. Sunt în jur de 12 milioane de cetățeni români care vor fi cumva, într-un mod sau altul, fie că le apărăm locurile de muncă, fie că le dăm copiilor bani să prevenim abandonul școlar, fie că le mărim tichetele de masă, fie că mărim norma de hrană în spitale, în centre de plasament, în azilele pentru bătrâni, beneficiarea acestui pachet social. Și vă spun cu toată modestia, nu este un titlu de glorie pentru noi, cu siguranță poate ar trebui să facem mai mult, dar facem în așa fel încât, așa cum a spus domnul președinte Ciolacu, să ducem banii și spre economie, dar și spre pătura de cetățeni mai vulnerabil, să nu dezechilibrăm și din dorința de a face bine să facem mai rău. Da. Bună ziua, Iulia Blonda de la România TV. În contextul acestui și pe dumneavoastră, în contextul acestui prag de 50% din PIB depășit, v-aș cita din legea responsabilității fiscale, care spune perfect că guvernul trebuie să înghețe cheltuielile, să le reducă pentru ca această să scadă această datorie. Asta înseamnă, v-aș întreba, că se vor îngheța salariile nu și angajările? Nu, ar fi cel mai ne-am întoarce la atunci când am mai fost în criza economică și am făcut aceeași greșeală. Am stopat și consumul și economia și am văzut ce dezastru a fost. Nu, vom veni cu o altă politică publică pe acest domeniu. Numai dacă a venit partea importantă din împrumut întâi de la PNRR, că s-a depășit datoria publică. Da, haideți că vă spun eu tranșant aici. Noi PSD, și eu cred că cetățenii români știu asta, noi PSD nu suntem aia care promovăm tăierea sau înghețarea de venituri. Și cred că am demonstrat acest lucru de-a lungul timpului. Avem o cu totul și o cu totul altă gândire
Și de aia începem acum aceste măsuri, în primul și în primul rând cu cetățenii vulnerabili.